până când să existe acest eveniment cu acest subiect, ai auzit ceva despre prezenteism? Și a fost foarte onest și mi-a spus, nu, am căutat în Dex. Să știi că ești bolnav, însă să nu înșeli așteptările șefului tău și să nu să ți se pare că ești de neînlocuit. Din categoria asta am făcut eu parte. Dar aceasta nu este numai problema celui care trece prin această situație, ci este o problemă și un semnal de alarmă care trebuie tras la nivel de colectiv. Spiritul de observație trebuie să existe atât în noi, atenți la nevoile noastre, cât și în colegii noștri. Ce înseamnă asta? Am ajuns la serviciu, aud tot felul de lucruri în jurul meu, nu sunt de acord cu ele, dar nici nu vreau să deranjez pe nimeni. Sunt nemulțumită în adâncul sufletului, dar nu scot niciun cuvânt. Zâmbesc amabil, indiferent ce se întâmplă, azi așa, mâine așa, până când crește frustrarea, până când cresc angoasele, până când crește starea de nemulțumire și răbufnesc la un moment dat într-o situație care nu și-are locul. Te pune șeful, ai vreo inițiativă, nu zice nimic, că dacă zici ceva, te pune să faci. Nu că nu te pun să vorbești, nu mai vreau să știu. Comunicare pasivă este starea noastră de spirit, în general, a românilor. Și îmi asum generalizarea, pentru că asta se întâmplă la fiecare curs, la fiecare trainer, întotdeauna ne așezăm în rândurile din spate, întotdeauna, dar poate zice cineva altceva, poate are cineva vreo părere. E adevărat? Exemplu, uitați-vă! Putem să spunem un da sau un nu? Mamă, ce pauză! Știu eu, e delay-ul de aici până acolo. E un spațiu. Apropo de delay și apropo de spațiu și apropo de cuvânt, este atât de important să spunem ce gândim și felul în care spunem ce gândim. Și atenție la cuvinte! Cuvântul e format din sunete, vibrații, sunetul, cea mai puternică formă de control a spațiului, a universului. În concluzie, spun clar, răspicat, ce simt, ce gândesc, ca informația să ajungă la cel din fața mea. La comunicare agresivă. Asta este specifică managerilor, șefilor în general. Comunicarea pasiv-agresivă. Într-o stare de empatie și respect față de cel din față, față de problemele pe care le are, vii și îți pui punctul de vedere clar, concis, păstrându-ți valorile. Înveți tu întâi comunicarea asertivă, totul pornește de la tine. Mă bucur tare mult că sunt alături de voi. Felicitări din tot sufletul, Alex, chiar sunt extrem de mândră că există, că au început să existe astfel de evenimente în România și că pot să contribui și eu, iată, chiar cu o scurtă prezență și cu o scurtă intervenție în astfel de evenimente. Avem foarte mare nevoie de conștientizare în acest moment. Acest fenomen al prezenteismului nu este de ieri de astăzi. Da. Hai să nu uităm că totuși trăim într-o societate în care suntem limitați de credințele noastre limitative. Da, de asta se și cheamă credințe limitative. La sondajele făcute la nivel de organizațional, foarte multe companii au o cultură organizațională pasiv-defensivă sau pasiv-agresivă. Evident că și pandemia a fost cireașa de pe tort. Pandemia care ne-a făcut să devenim mult mai detașați de ceea ce înseamnă muncă, să privim munca mai de la distanță și să ne poziționăm oarecum, poate într-un fel inconștient, față de seriozitate, față de responsabilitate și față de asumare. Eu vin dintr-o organizație în care pandemia a schimbat modul de lucru peste noapte și felul în care ne organizăm într-un loc de muncă hibrid este în sine o știință. Știați că atunci când ai o întâlnire într-un mediu hibrid în care trebuie să iei niște decizii, numărul maxim de persoane recomandate este de 7 și orice persoană în plus în luarea unei decizii scade eficiența deciziei cu 10%, munca astăzi nu mai este asociată unui loc.
atât prezenteism pozitiv, cât și absenteism pozitiv. Și un manager bun sau un om de resurse umane bun știe să facă diferența. Cam acestea sunt procentele, spuneau ei, pentru care oamenii nu vorbesc despre starea lor de sănătate. Nu este doar responsabilitatea resurselor umane, este responsabilitatea tuturor celor care coordonăm oameni și este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Eu iubesc meseria pe care o am. Ce am auzit din sală spunând că nu mai trebuie să măsurăm timpul, trebuie să măsurăm livrabile. Dacă sunt într-o organizație în care siguranța psihologică este ridicată, pot să vorbesc, organizația este atentă la nevoile mele. Dacă sunt într-o organizație cu standarde de performanță ridicate, cerem lucruri de la oameni, dar siguranță psihologică scăzută, intrăm în zonă de anxietate. Chiar considerăm că presiunea creează recesiune și că trebuie împreună să descoperim și să ne îmbarcăm din punct de vedere al tehnicilor de management cu tehnici care ne permit să fim în epoca de azi, în care munca nu mai este un loc. Cel mai amplu studiu de observare a fenomenului de prezenteism la nivel național, studiu care și-a propus să analizeze relația între munca în poziția așezat, productivitatea, nivelul de stres perceput și reziliența. Cu asta mi-am dorit să dezvolt instrumente care, de fapt, să vă ajute să vă îmbunătățiți claritatea, în primul rând, asupra KPI-urilor. Asta înseamnă sindromul de prezenteism. Este o gaură invizibilă, este o gaură în organizația ta pe care posibil să o ai și de care să nu știi. Dar de obicei companiile ce vor să facă este să spună, pentru a crește productivitatea, am nevoie de multe ori de mai mulți angajați. Chestionar care are cooperarea cu mediul de sănătate, cu experți în recuperare medicală, cu medici specialiști în recuperare medicală și fizioterapeuți, prin care am vrut să observăm gradul și prezența fenomenelor dureroase în rândul celor care lucrează în poziția așezată. Ulterior, am cerut ajutorul mediului de cercetare și am introdus două instrumente de observare și analiză a stresului și a rezilienței. Însă au fost și oameni care spuneau că n-au avut dureri, 5,5% din acest lot. Considerați că productivitatea dumneavoastră a fost afectată în perioada de manifestare a senzațiilor dureroase? 72% au spus da, productivitatea mea era scăzută. Pe o scară de la 0 la 10, cât de mult credeți că a fost afectată productivitatea la locul de muncă din cauza senzațiilor dureroase? Iar media procentului, o vedeți aici afișată, 36,5% din apă este pe jos. Fiecare companie care se va implica în acest studiu va primi o asemenea analiză din partea noastră. Considerăm totuși că în momentul în care aplici astfel de instrumente, vii mult mai clar să vezi cum arată de fapt organizația ta. Pentru că trebuie să înțelegem că sindromul de prezenteism există, sindromul de prezenteism ne afectează productivitatea organizațională. Orice companie, după un asemenea studiu, cred că va putea să vadă lucrurile mult mai clar. Și nu în ultimul rând, de a vă invita să intrați pe acest site, pe prezenteism.ro, să vă înregistrați intenția de a participa la acest amplu studiu și să ne revedem curând, spunem noi, cu date complete. Mulțumim frumos pentru participare!